Bun, în primul rând, Fecioara este foarte concentrată pe viitorul său în această săptămână. Poate să fie și un moment în care rămâi destul de mult surprins de niște informații care apar. Însă tot Fecioara reușește săptămâna aceasta cumva să se elibereze de o piatră pe care o ducea în spate și era grea și nu avea niciun sens și te stresai degeaba. Da? Ei, uite, săptămâna aceasta, făcioara ia o discuție foarte importantă în legătură cu niște acte, cu o moștenire, o sumă de bani, poate e o bancă. Cumva acolo lucrurile încep să arate altfel. Da? Poate acum găsești soluția, poate până acum n-ai găsit-o și acum e momentul. Vezi tu, reluarea acestei discuții, da? Sau revenirea asupra acelei situații pentru fecioară aduce vindecare a aduce eliberare.